Bazilica istorică San Marco din Veneția este în mare pericol, asta după ce a fost inundată recent pentru doar a șasea oară în 1200 de ani. Drept urmare, necesită lucrări de restaurare în valoare de milioane de euro, estimează specialiștii. Cristalele corozive de sare care au rămas încrustate în podeaua de marmură și în mozaicuri după retragerea apelor riscă să distrugă suprafața acestora și să fragilizeze cripta bisericii. Grav este că niciun ajutor nu va veni din partea asiguratorilor. Aceștia refuză să acopere pagubele provocate de inundații și invocă faptul că orașul se confruntă în mod obișnuit cu acest risc. Agravat e adevărat acum sub influența schimbărilor climatice. Costul operațiunilor de curățare a bisericii este estimat la 5 milioane de euro, însă experții evaluează încă pagubele. Bazilica San Marco atrage anual milioane de vizitatori din toată lumea și va beneficia după toate probabilitățile de donații, la fel ca și Catedrala Notre-Dame din Paris, grava variată de un incendiu la începutul acestui an. De altfel, oligarhii ruși au oferit deja până la un milion de euro pentru Veneția, iar oameni de cultură ruși vor organiza diverse evenimente pentru a strânge fonduri în beneficiul Veneției. San Marco, bazilica personală a dogilor venețieni din perioada medievală și renascentistă, este cea mai cunoscută dintre monumentele afectate după cea mai gravă săptămână de inundații cu care s-a confruntat Veneția din 1872. Orașul construit pe un grup de insulițe în laguna cu apă sărată a suferit pagube în valoare de sute de milioane de euro când apele au atins săptămâna trecută al doilea cel mai înalt nivel din ultimii peste 50 de ani.